Ai corupți ai tuturor timpurilor, pe care, iată, l-am vrut la răcoare. Ah, nu e asta? Păi atunci ce spun? Atunci nu mai sunt David Constantinescu? Sunt... Păi da, dar eu fluieram pe acolo, pot să fiu și coruptă. Pot să fiu și coruptă, și ruptă, și coruptă. Uh-huh. Ruptă de foame, vine. Și asta e că tu ești tău, eu acum am dau seama. Aoleu, și eu sunt Mircea. Aoleu, asta chiar revelație. Aoleu, sunt Mircea, vai de capul meu. Dați-l drumul! Dar ce faci, dragă, aici? Sunt Oriana. Poftim? Sunt Oriana, n-auzi, sunt la Villa Monterelos, la Monterelos. Și bărbatul meu este un mare șnapan, un nenorocit care este tiranic. Este rafinat. Nu e adevărat, e un mitocan. Așa scrie, dragă, că e rafinat. Dacă imediat... spun că e mitocan, e bărbatul meu sau altul? Bă, tu parchește Elena Cârste. Uite care e problema. Tot timpul. Toți bărbații e niște neînțelegători. Neînțelegători. Uite ce scrie. Apropo de bărbați neînțelegători, mulțumesc foarte mult domnului Nedelcu. Nu? Nu, Necula. Domnului Necula. Domnului director Necula de la Teatrul de Comedie. Care ne-a dat această frumoasă colivie de la Comedie. De la Teatrul de Comedie. Da. Deci, dragă, tu ești Oriana? Da. Și, deci, practic, pe tine te cheamă Edith Gonzalez, dar interpretezi... mă cheamă și mama la masă. Oriana Valtiera te cheamă. Da, așa. Valtiera. Iar... Și sunt în colivie la Puerto Rico, la Villa Miraflores. Miraflores! Ah. Flores. Asta este doar un flor. Îți imaginezi că este mai multe flores. Deci este, eu l-aș boteza Flor Pomponiu. Dar, da, mă rog. Și Crin Halaicu. Sau Crin Halaicu. Nu e, da, mă rog. Stimate telespectatoare, stimați telespectatori, să știți că Teo se află în colivie pentru că n-a fost cu minte. Nu. Se află în colivie pentru că noi acum încercăm să vă vorbim despre noua telenovelă de la Antena 1, care se numește Colivia de Aur, în original La Haula de Oro. La Haula de Haula. Oro. The Golden Cage. Give him a big applause. Golden Cage. Asta e. Give him a big... ce? Hug. Nu, give him a big hug, nu. A big salary. Big salary. Hey, stop working. Go on smile. Nu știi cântecul, nu? Nu. Ok. Stimați telespectatori, hai să vă citesc. Da. La nivel urban, cota de audiență... Nu, asta. Continuând seria telenovelor de succes, Antena 1, că la postul ăsta suntem, vă propune începând de duminică 29 noiembrie o nouă poveste impresionantă despre viață și iubire, Colivia de Aur, o producție mexicană în 60 de episoade. Iată în câteva cuvinte care este le intrigos de acest nou serialos. Eu sunt tristos și nu mă pupos nimenos. Pupos ieos. Ah, pardonos. M-am izbit cu fierul în falcă. După la muerte... Vorbește frumos. Așa zice, uite. După atâta-ți moartea spun. Părinților, că ce de tineri erau... Așa. Parentes. Da. Oriana este adusă de către bunicul său la Villa Miraflores, un superb domeniu, o colivie de aur, însă, între ghilimele, ca să ne dăm atenție, seama că este metaforă. Atenție, că moare metaforă. Și bunicul, nu apucați să vă atașați de... Da, nu, exact. Că altfel o să suferiți. Deci este adusă de bunicul său la Villa așa, un superb domeniu, o colivie de aur, unde singurii prietenii sunt natura, uite, natura, servitorii. Pune mâna și muncește, că toți dracii te găsește. Așa? Eu sunt povestitor. Ah, iartă-mă, te rog. Deci naratorul. Nu vezi că narez? Gheorghe, pune mâna și gătește, că toți dracii te găsește. Așa. Și încă una. Stai că îmi pierd rândul. Și mătușa Ofelia. Unde ți-e mătușa, dragă? Așa. Mă rog, și o mătușă. Mătușa mea e mama, care de fapt venise în urma unei nașteri pe o noapte furtunoasă, care plătise copilul, care nu se fusese reconfundat la naștere. Cum spuneai mai devreme, moartea neașteptată a bunicului îi schimbă radical existența. Ei este acum moștenitoarea unei aferi considerabile. De la Bunelu și soția unui renumit avocat. Bunelu și străbunelu. Da, Flavio Canet. Un nesimțit. Un bărbat rafinat, vei? Un bărbat rafinat care însă ascunde o personalitate lacomă, tiranică și egoistă. Da, corect. Ca Mihail Rădulescu. Oriana află de existența unei surori gemene, Carolina. Nu mă duc la Carolina, nu mă duc, mă duc la ea. Lasă vină ea la mine și apoi o vedea. De bine și apoi o vedea. Hăi! Eu am pasta cu hăi, dacă nu zic hăi, nu mă simt bine. Care Carolina trăiește în Puerto Rico? Ai, 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 Puerto Rico. Vaya con Dios. Ia cântă în halul ăsta. Vaya con Dios. Vaya, adică du-te cu Dumnezeu, asta înseamnă vaya con Dios. La revedere. La revedere. Nu se mai înțelege nimic din această telenovelă. Nu-i nimic. Important nu e să înțelegi, ci să plângi. La sfârșit. La sfârșit. Când cenuntă frumoasă a avut Gaviota, cenuntă frumoasă a avut Esmeralda, cenuntă frumoasă a avut și Paulina. Bine, și ce mormântare frumoasă a avut Paola.
Ori află de existența. Am plâns când am îngropat-o. Și eu am plâns. Un ochi și cu altul am râs. Că, da. Deci, băi, sora Germană Carolina, Germană Carolina, care dește în Puerto Rico și care la rândul ei... Da. Nu. A murit. Asta nu. N-a murit nu. Și Carolina? Asta nu. N-a murit și Carolina, n-a murit Muricia. Nu? O să moară Carolina și noi vom vedea. Doamne ferește. Maica. Nu, nu, ea nu moare. Inimaginabil că toți mor în serialul ăsta. Ea nu. Numai ea supraviețuiește. Moare ca Carolina! Stai puțin că mai întâi moștenește și jumătate din afara buricului. Carolina moare însă misterios. Băi, este incredibil, măi, dar toți așa că omul e ca tâmplarul. Trăiește ce trăiește. Și pe urmă, așa, Carolina moare însă misterios la numai câteva zile de la nunta Orianei cu ăla. Nesimțitul cu porcul, și... cu măgarul, cu Ghița Bucătarul, cu... Da, rafinat pentru ea nu e decât zahărul, stimați respectator. Și vodka. Și vodka, da. Da. Moartea misterioasă așa, l-aduce pe Alex Moncada. Era să spun eu aici. Ceva? O vorbă mare? Soțul acesta era Vila Miraflores sub o falsă identitate. Să dădeam înțelegi. Undercover. Da. Zice, eu sunt... Taran, taran. Și asta este ca în... Taran, taran, taran. Bancul ăla. Cu... Și în rolul core a răutul Sergiu Nicolescu. Bun. Oriana și Alex ajung să-și împărtășească... Bancurile. Iubirea dragă. Implicându-se total și fără remușcări. Precizăm că duminică vor fi difuzate începând cu ora 17. Deci azi, oameni buni, două episoade din noua telenovela Antena 1 cu Olivia de Aur. Auzi, știi că, de fapt, povestește-le tu telespectatorilor despre plimbările mele. Ce fac eu tot timpul? Te plimb într-una, într-una. Deci mă plimb într-una. Mă duc și mă întorc. Uite așa. Mă duc și mă întorc. Deci eu sunt cam ca fotomodelele alea, care n-au nicio... alea, manechinele. Da. Merg bine, merg așa, țineți minte că v-am mai arătat. Și merg foarte hotărât așa până să termină podiumul. Tu ar trebui să știi că ai fost. Ce zici, mă? Zof, știi? Merg așa. Bof, mof, mof, mof. S-a terminat podiumul. Dar Gheorghe știe cel mai bine. Înțelegeți? După care... De ce nu trebuie Gheorghe? Am uitat ceva. Nu. Nu, 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 nu uitasem, v-am spus. Iar pleacă, înțelegeți? Ia stai să văd dacă eu pot să mă plimb în cușca asta. Că toată lumea zice, parcă ești un leu în cușcă. Bine, aș fi preferat să-mi fiu un dolar, dar... Hai! Hai, ieși de aici, din colifie! Vrei să mă plimb cu tine aici? Cu mine aici! Hai, stima străzi, ce facem acum? În continuare emisiunii noastre, bună dimineața! Dăm colivie acum? Da, bună dimineața! Bună dimineața! Cum vă numiți? Mihaela Cristache. Mihaela Cristache sunteți? Din București? București. Draga noastră Mihaela, la ce oră începe colivia de aur? La ora 17, ai primul câștigat, episod. Ai câștigat o colivie de aur de adevăratelea. Mulțumesc mult! Dă-ne Nicu, dați-ne colivia! Dă-te așa! Lasă-mă să te salvez! O, Teo! Să te salvez din colivia de aur! Eu sunt Moncada! Nu-mi încape pe păi nu, frumosul că... meu cap. Ai capul prea mare. Aș vrea să vă felicit pentru emisiunile pe care le faceți. Draga noastră, tu înțelegi ce ți se întâmplă? Ai primit o bijuterie de aur! Sunt foarte emoționată. Din cauza asta am schimbat un pic... Ce? Glasul. Glasul. Ești adolescentă? Spune-ne dacă ai înțeles ce ai câștigat. Da, o colivie de aur. Cu lănțișor cu tot. Cu lănțișor cu tot. Sunt foarte bune, de cea mai bună calitate, marcate, deci sunt bijuterii de aur pe care o să te rugăm chiar să le porți în amintirea noastră. Cu cea mai mare plăcere. Rămâi pe firicelul care este. Da, Teo, mulțumesc. Tu vrei să te salvezi sau fac aici pe Tarzan de pe mama? Lasă-mă să-l fac așa. Nu nimic, vreau să mă salvez eu. Nu cred că trebuie neapărat să... Aduceți niște super glue. Deci ghin decorul teatrului de comedie. Deja nu se simte prea bine. Am spus că vreau nesalvată. Afară de aici? Afară de aici. Ieși afară de aici. Ieși afară de aici. Scuze, domnule de curat, v-am rupt Olivia două. Dacă vreți, vă rup în bucăți mici, mărunte și vă livrez la pachet. Vreau să, dă-te puțin, că vreau să văd cum se prepară șalăul Meunier. Cum se mănâncă mai întâi. Acesta este ceea ce mănânci tu acum, este filet de șalău rasol. Nu nasol, rasol. Nasol. Tu dai rasol? Tu dai rasol aici? Cum l-ai făcut? Nasol. Nu, rasol. Rasol, nasol. Zic cum l-ai făcut. L-am făcut cu mâna. Cu... A? Așa. Cu cea mai vulan de mână. Da. Înțelegi? Și cam atât, cu bunăvoința mea. Mulțumesc. Nu, hai vină încoace, hai că spun. Mai convins. Deci pentru file de șalău rasol, ne-a trebuit file de șalău 600 de grame. Și mulțumesc, Nicu. Dăm un șervet când curge pe bărbie.
500 de grame, 50 de mililitri. Sec. Sec? Sec. Vinul, ceapă, 50 de mililitri de grame, confund cu unt, 75 de grame. Da. Făină, 75 de grame. Ouă, 2 gălbenușuri. Lămâie zeamă, 50 de mililitri. Sare și piper, după gust. Yes. Cum ai luat? Fileul l-am fiert în apă, cam un litru jumătate de apă. Apă cu ceapa, da, și cu sare. Apoi, ceapa întreagă? Ceapa întreagă, tăiată ca la supă, deci crestată. File, apă, ceapă și sare. Da? Am fiert fileul, separat am făcut sosul, am preparat sosul. Adică am topit margarina, untul sau margarina, ce folosim noi. Am dizolvat făina în unt. Am pus zeama de la pește, puțin răcită. Uh-huh. Și am amestecat. Uh-huh. Apoi am fiert toate acestea împreună, cam 20 de minute amestecând continuu să nu se lipească făina, pentru că e dificil în momentul în care fierbem făina. Trebuie să fim foarte atenți. De ce? Că face cocoloașe. Face cocoloașe, dar se lipește la fund. Și apoi punem zeamă de lămâie. Sigur nu mănânci? Vezi că ți-l mănânc? Vezi că la mine în farfurie n-au mai rămas decât acâmuri de pește, dar sunt bune și astea pe sărăcie asta. Deci la sfârșit, în sosul obținut, adăugăm vinul, da, zeama de lămâie, sare și dacă avem piper alb. Mai zi o dată. Ce-ai gătit? Șalău? File de șalău rasol. Bun. Menie. Pentru asta ți-ar trebui 600 de grame de 600 de grame de file de șalău, vin alb 50 de mililitri, ceapă 50 de grame, unt 75 de grame, noroc. Mersi. Făină 75 de grame, ouă 2 gălbenușuri pe care le-am pus în sosul acela, în da? Făina cu. Deci făină 75 de grame, ouă, 2 gălbenușuri, zeamă de lămâie 50 de mililitri, sare și piper după gust. Uh-huh. Am fiert șalăul, deci fileul de șalău l-am fiert cu ceapa, apă, în apă și sare. Corect. Apoi am dizolvat făina în unt, untul topit. Așa. Am adăugat apă, deci zeama de la pește, puțin răcită. Dar tu în câtă apă ai fier peștele? Într-un litru jumătate. Foarte bine. Deci ăla litru la jumătate l-ai pus peste untul cu făina. Da. Amestecat continuu să nu se lipească, să nu facă peștele, deci peștele să spunem că l-am scos. Și deci l-ai pus la odihnit. L-am pus la odihnit. Apoi toată această compoziție. Nu sunt un pescar. Te duci și cum îl prepar, da. Bine așa. Și îl fierbi o oră și jumătate, așa? Nu, într-un litru jumătate. Într-un litru și jumătate, bun, și m-am încurcat, nici mai știu. L-am fiert. Deci am făcut sosul, am adăugat gălbenușurile de ou, am continuat fierberea cam 20 de minute, am amestecat continuu, în el să nu se lipească. Mai are oase, Teo, mai are oase. Îmi pare rău. Și apoi am adăugat zeama de lămâie, sarea și piperul. Asta și vinul, tot? Bineînțeles. Și asta e tot. Unde ții tu sarea și piperul emisiunii? Arată-le la telespectator, că mulți zic, băi, n-aveți sare și piper. În partea dreaptă. Cum să n-avem, domnule? În partea dreaptă. Veniți să vă arăt. Ia uite aici. Uitați-mă, telespectator, să vă arăt. Cum? Vino cu asta, filmez cum avem noi sare și piper. Auzi, de asta cum se dă cu ea? Cum se pudrează? Cu mâna. Okay. Asta ce e? Da. Se scoate dopul și... Vino cu acesta este sosul menie. Așa, toarnă niște sare pe mine. Păi eu am mâncat șalău fără sos? Nu, ai mâncat rasol. Deci acum să... Toarnă niște sare pe mine, da. Nu că ne certăm. Hai măi, păi nu că tot și piper. Băi, vă certați. Nu ne certăm. Niște piper măcar. Hai să tot niște zahăr mai bine. Nu, că nimeni nu zice... Mie mă enervează asta. Vai, ce dulce e. Niște miere mai bine. Ia. Și. Așa. Ok. Și pe aici așa ca să stai. Okay. Bun. Am înțeles cum se face rasolul de șalău. Rasolul de șalău. Problema da. Noastră este să facem șalău cu menie. Sos menie. Cu pentru sos menie ne trebuie capere, că toată lumea se întreabă la ce trebuie. Nu neapărat, deci nu ne trebuie neapărat capere. Îl putem face și cu îl putem face. Deci aici este sosul făcut cu capere. Ai văzut? Dar e rece? Putem e rece, dar nu e bun? Ba da, e bun. 2 secunde. Mm. Da, da. De ai terminat de spus rețeta?
La rasol. Acum să punem, să spunem la fileu. Fă o pauză că avem un anunț extraordinar de important pe post. Nicu, vino încoace. Nicu ne-a cerut serviciile pentru că are un mesaj foarte important către mama și tatălui. Noi. Da, că vreau să-l spun să nu mă mai aștepte, că astăzi nu o să pot să vin. Da, de ce nu vă pot să viezi? Pentru că n-am avut de unde mașină. Aha, și unde sunt acum? Ei sunt la țară. Și se uită de la țară la emisiunea asta? Se uită. Da? Dacă se uită vreun vecin ceva, să le spună. Să-l transmit. Deci nu mai vii azi acasă. Da. Dar unde te duci? Utopia, la până și înainte. La țară nu mai merg astăzi. Ah. Am înțeles. Ați înțeles? Da? Vedeți mama că și tata lui Nicu? Ați auzit? Bun. Mersi, Nicu. Adică mersi. Invers trebuie să fie. Da, tu îi mulțumesc. Cu plăcere, Nicu, așa zi. Da, nu. Dar trebuie să fie. Deci pentru filet de șalău cu sos menie. Ia zi, tata. Hai să preparăm prima dată sosul. Punem unt. Deci unt cam 200 de grame. Adică un pac. Un pac. Sau 100. Bine, rețeta asta o putem multiplica sau înjumătăți. Multiplica sau înjumătăți, da. Poftă. Unt 200 de grame. Lămâie 50 de grame. Capere, 50 de grame. Dar de unde e capere, păpușe? Din magazin. Păi, o să vrată, Dumnezeu să ne capere. Nu, spunem. Când ți-ai căpăra deci, eu acum un an? Știu, așa e, așa e. Nu, dar fără capere nu se poate. Ba da, se poate. Deci punem, e bun cu capere. Asta crezi că în pom sau în pământ? Nu mă interesează, asta nu e treaba mea. În borcane, crezi că în borcane la magazin? În borcane. Așa. Deci unt, lămâie, capere, 50 de grame, pătrunjel, o jumătate de legătură, piper măcinat și sare. Se topește untul în tigaie sau într-un vas. Deci topim untul, adăugăm caperele, zeama de lămâie, vin, și vin se pune vin alb, sec. 50 de grame. Și, da, și pătrunjel. Sare și piper. Și asta e tot. Fantastic. Atâta tot? Asta e tot. Prea beton. Și cu uleiul anchis ce faci? Și cu uleiul anchis prăjim șalăul. După ce l-ai dat anterior... După ce l-am dat prin făină și apoi îl putem trece, după preferință, îl putem trece prin lapte. Cam așa. Nu. E din ce în ce mai aici și anume departe. Marius, vino la mine, dragul meu! Eu comunicam cu domn profesor care îmi transmitea ultimele detalii ale acestei transmisiuni. Deci fileul de șalăul dăm prin făină. Da. Și prin lapte, după preferință. După ce l-am dat prin făină, îl dăm prin lapte și-l punem... Tu știi ce-i spus în promoțional? Că gătești șalăul pe reșou. Da. Ți-i minte? Nu are unde să bagi. Am mințit soporul cu televizorul? Este același lucru. Bagă-ți-l în urechi. Și eu tot pe reșou. Da. Este un fel de plită, dragul meu. Este o plită. Și reșou la fel. Am fost să gătim pe reșou-ul emisiunii noastre, care să intre în curând în posesia unui telespectator. E cineva pe fir? Bună dimineața. Bună dimineața. Bună ziua. Țara Mâna, cum vă numiți? Alice? Da. Din Țara Minunilor. Din Țara Minunilor, da. Din București. Ce vârstă aveți? 41. Mulți înainte, doamnă. Mulțumesc, încă nu i-am împlinit, mai am puțin. A, ce vârstă frumoasă, doamnă. Ce la 40 frumoasă. De ani, Dabila, 40 de ani, Dabia. La 40 de ani începe viața. Ai văzut? Da, deci tu mai ai vreo 10 până să te naști. Vreo 13 până... Vreo 13, da. Păi 27 de ani? 27 de ani. Bă, ai ce rușine mie! Eu trag media emisiunii în jos. Nu, păi și tu ești încă nenăscută. Dacă viața începe la 40 de ani. Blaga să tacă din gură. Știți poezia aia? În somn, sângele meu se trage din mine înapoi în părinți, știți? Da, facem altă dată literatură. Deocamdată... Neapărat. Doamnă, vreți să ne povestiți ceva? Ce anume să vă povestesc? Vreau să vă spun că îmi place foarte mult emisiunea dumneavoastră. Da, mulțumim. Îmi place foarte mult de Teo, mai ales că mi-aduce aminte de o actriță care mi-e foarte dragă, Andreea Delbot. Cum? Da, și cred că dacă ar avea părul lung, ar semăna foarte mult cu ea. Vă mulțumesc foarte mult. Cum o cheamă pe actriță? Și vă urmăresc des. Da, așa. Copiii mei vă iubesc foarte mult. Ce vârste au? Am o fetiță de 20 de ani și un băiat de 18 ani. Sunt foarte emoționată, mă scuzați. Nu-i nicio problemă, doamnă. Știți ce vreau să vă întreb? Știți cumva cum pregătiți șalăul cu sos mânie? Nu, cum pregătește dânsa șalăul? Poate are o rețetă care... Eram ocupată cu televizorul să vă prind. Da. Și nu prea am auzit decât că trebuie fiert peștele înainte.
Da, ar fi bine așa de fier. Crud nu mănâncă decât japonezii, samurai, nu, care au deci murit. Deci la Shalom Menie nu trebuie peștele fier. A, înseamnă că la rasol. La rasol, la rasol a, trebuie. Mă scuzați, nu prea. Dar dumneavoastră aveți vreo rețetă personală de făcut shalom? A, nu obișnuiesc să cumpăr shalom. Sunt pensionată medical, vreau să vă spun, și nu prea o duc bine cu banii. Am înțeles, am înțeles. E, vreau să vă mai întreb niște lucruri simple. Și anume, ați fi mulțumită? Ați avea vreo, și așa, vreun fior în momentul în care v-am spune că ați câștigat un reșou la Teo și Mircea Reșou? Da. Sigur, sigur? Da. Ați câștigat un reșou, doamnă. Vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ne-ați dat telefon. Sperăm să rămâneți la televizor, să ne dați telefon de fiecare dată când aveți așa nevoie de cineva apropiat. Și... și anume de Gheorghe. Vă prind greu, să știți. Poftiu? Vă prind greu de tot. E, nu e asta o problemă. Presupun că perseverența face parte dintre calitățile dumneavoastră. Da, săgetătorii perseverează mult. Bineînțeles. Săgetătorii? Da, așa e, Andreea. Zeule mare, da. Doamnă, vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Rămâneți pe fir. Da. La revedere. Mă gândeam, dacă tot vorbim despre serialul ăsta care începe la ora 5, uh-huh, nu vrei să mai dăm încă o colivie? Stai un pic să vedem. Următoarele minute, am verificat. Hai să... Uite, hai să stăm și noi ca băieții ăștia, că în colivie am fost. Deci, stai să mă uit la el. Stai așa să mă uit la el. Stai că eu trebuie să stau? Cu mâinile pe fie, pe știu, deci hai să vedem, nu știu. Deci eu am un braț păros, așa, și asta trebuie să... la umăr aici. Și eu stau așa. Stai așa și eu mă uit așa. Și să ne bărbierit. Așa. Sunați. Sunați. Semnă, semănăm, ce trebuie să mai facem? Nu, nu, aici în capul, deci Teo trebuie să fie mai aproape. Mai aproape. Mai așa, puțin mai așa, Teo. Teo, deci puțin mai așa. Mâna asta se vede și asta e de dreapta. Așa, și mâna asta trebuie să... deci dreapta o ții pe piept și stânga aici, așa ceva. La gâtuți. La gâtuți, așa. Și eu cum stau cu mâinile? Preton. Bine, bine, da? Bun. Și privirea mea trebuie să fie așa. Sunați? Semăn la privire cu asta? Lei, nu pot să fac diferența. Nu știu care ești tu și așa, care... hai sunați și câștigați o colivie de aur. Bună dimineața! Nu mișca! Uită-te ca la poartă nouă. Uite, bună dimineața! Bună dimineața! Cum vă numiți? Alo? Cum vă numiți? Nicoleta, din București. Nicoleta, draga noastră, ce mai faci? Bine, uitam la ușa asta de dimineață și chiar mă bucuram că am primit telefon. Sunt cele mai jos. Se aude îngrozitor. Da. Da, da, da. Și noi suntem îngrozitori. Hai că să... hai, hello, grepaus. Oleo, greu e să joci într-o novelele astea. Nicoleta. Nu mă aud. Nicoleta! Da. Așa. Ce am eu aici? O colivie de aur. Pentru cine e ea? Pentru cel care sună. Cine a sunat? Nicoleta din București. Excepțional! Da, trebuie să-i mai dăm cuiva o colivie. Apei din cap, că ne-a sunat apa în cap la emisiunea asta. Nouă, da. Draga noastră Nicoleta, ești câștigătoarea acestei colivii, te invidiez sincer și te rog eu frumos, ca semn al prieteniei pe care ne-o purtăm reciproc, yeah, s-o porți. Mulțumesc frumos, așa o să fac. Crau, crau, ai văzut promoționalul? La revedere. La revedere. La revedere. Ai, 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 hai să stăm jos, hai să stăm jos. Oh. Gheorghe, pune mâna și mai prestează și tu, dragul meu. Poate rup lănțișorul. Un melos? Nu. Este reportajul cel mai artistic al emisiunii noastre. Sigur, nu ai gustat din crema ta, din crema prăjiturii tale. Ah, stai, să vă povestesc ceva important. Gheorghe s-a gândit să facă o prăjitură care să mă descriești pe mine. Și atunci s-a gândit așa. Prăjitura a fost făcută în direct. Nimeni nu știe cum e. S-a gândit să-mi transpună în prăjitură fiecare stare. De exemplu, crema albă reprezintă starea bună, seninătatea, alea. Crema de ciocolată reprezintă angoasa, momentele de tensiune, de forță intelectuală. De ce rag? Ca să creadă lumea că am forță intelectuală de-aia. Auzi, dar... Pune mâna și vouă. Acum pe loc. Prăjitura Teodora, ținu asta respectată. Din nefericire pentru toată lumea, asta este numele meu. Oameni buni.
țineți minte, în emisiunile trecute, de fapt într-o emisiune trecută, am pus un tango foarte frumos, cu text românesc, interpretat de Mitică Popescu, un text care vorbea despre femeie și ne-am dansat prin studio. Eu, care sunt un profesionist între ale dansului, am încercat să dansez cu numita Teodora, care îi se face o prăjitură acum, dar ea nu știa pașii de tango. Deloc! Și atunci ne-am zis, de ce să nu învățăm împreună, că nici eu nu-i prea știam acum între noi timp. Și atunci, stimați telespectatori,